Bine ați venit la un nou episod din FD Podcast. Astăzi îl avem invitat pe Vili Săvescu, participant Semtex și ProNutrition, un tânăr bodybuilder și youtuber în vârstă de 25 de ani, un moldovean dedicat 100% acestui stil de viață. Salut, Vili, ce faci? Salut, David, uite, savurez cafeluța de dimineață. Să ai poftă. Și eu aici tot cu cafea. Am pregătit o listă de întrebări. Bun, cum ești? Și că ai început o perioadă de off-season, nu? Ok, man, da. Imediat după Semtex am intrat, am făcut o tranziție așa lejeră în off-season. Am plecat de undeva de la 2500 de calorii, cam cât consumam cu o săptămână înainte de concurs. Aia ți-e limita de jos, cum vorbim, nu? Da. Și am urcat lejer, cam cu 2-300 de calorii pe săptămână, până ce am ajuns la un 4300, unde mă aflu acum, de calorii zilnice. Da. Ai schimbat din ce ai urcat? Din carbo sau ai schimbat cu totul? Principalmente carbo. Eu grăsimile le țin destul de jos, undeva la 50, maxim 60 grame pe zi, ca să-mi permit mult mai mult spațiu pentru carbohidrați. Proteina, în schimb, am ținut-o în jur de 300, maxim 350 grame. Să nu exagerez cu ea. Asta în perioada de final, cum ar veni, nu? Da. Am înțeles. Bun. Înainte de toate, aș vrea să-mi spui cum te-ai apucat de sală și la ce vârstă. Știu că ai spus tu undeva că tatăl tău cocheta cu zona asta de culturism. Gen asta, a fost asta un impuls sau ceva? Cu siguranță, eu m-am apucat de sală când aproape împlineam 17 ani, eram în vacanța de vară. Eu am locuit vreo 11 ani în Italia, am plecat în clasa 6-a, am făcut a 7-a și a 8-a acolo, școala de bucătar și după aia am muncit o perioadă, 4 ani mai precis. Și venind în vacanța de vară să stau cu bunicii în fiecare an, m-am gândit să merg la sală. Tatăl meu a făcut culturism cam 7-8 ani și am avut tot timpul în casă o sumedenie de reviste Flex, Culturism și Fitness, și mă refer la alea vechi din, nu știu, 90, 92, între 93, primele, 94. Cred că la noi în țară. Da. Și evident, trăind cu figura asta masculină mai musculoasă, să zic așa, am fost mereu fascinat de sportul ăsta. Și așteptam, sincer, să vină vârsta la care să mă pot duce la sală, să încep să mă antrenez. Măi, e destul de ciudat puțin la vârsta asta, că de obicei la 16-17 ani, știi, mulți umblă pe anturaje și fel de foarte puțin tind într-o direcție mai... Da. Băi, am avut și eu tot felul de anturaje, nu tocmai prielnice, să zic așa, dar mereu mi-am menținut... linia mea, n-am deraiat prea tare de la ce voiam să fac. Asta ține și puțin de educație, așa. Exact. Zi-mi, după părerea ta, la ce vârstă crezi că ar fi ok să mergi la sală? Băi, eu consider undeva pe la 16 ani. Atunci încep să te maturizezi atât fizic cât și psihic, să zic. Devii un pic mai stăpân pe tine, pe gândurile tale, ai o idee mai clară pe ceea ce vrei să faci mai încolo, să zic așa. Întreb că în perioada în care eram eu, la 14-15 ani, tot s-auzea mitul ăsta că dacă te duci la sală o să ridici greutăți și o să rămâi mic de înălțime și fel de... Da, clasicul. Da, mai ales dacă faci genoflexiuni. Da, cu greutăți deasupra orice ridici deasupra capului, gata, mă tem. Da. Nu, uite, eu am făcut la vârsta de aproape 19 ani, primul meu maximal cu 2,20 la genul. Și aveam un dress de powerlifting, ăla m-a ajutat destul de mult. Dar am început sala și aveam 1,65 m și undeva la 64 de kg arătam... Eram oarecum atletic, pentru că am făcut sport tot timpul, dar nu aveam un mare fizic. Iar acum am 1,78 m. Deci nu mi-am oprit. Ce sporturi ai mai făcut? Am jucat fotbal. Care?
fotbal la modul, făceam parte dintr-o echipă, nu jucam duminica, la modul ăla. Am înțeles. Așa. Aici în țară sau în Italia? Și în Italia și aici în țară, da. Skateboarding am mai făcut, care nu are nicio treabă cu fitness-ul, dar m-a fascinat la un moment dat și l-a plăcut maxim. Ai pus de curând ceva, un story, ceva. Da, 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 să vadă lumea cum arătam când eram skater. Mult mai rebel. Și fix am pus un cum îi spunem, o descriere acolo cu toți începem de undeva. Să fie oarecum o sursă de motivație, pentru că mulți oameni rămân, nu știu cum, oarecum demotivați de chestia asta cu geneticul și imaginează că ceilalți sunt mai buni, uite-l ce genetic are ăsta, și nu-i deloc așa. Păi da, chestia asta vine oarecum și din proasta asta informație și destul de mare în cantitate care o găsești pe internet. Absolut. Și trebuie și puțin, nu știu, să vezi, adică să compari niște chestii, nu să te duci cu capul într-o informație și să o iei. Da, 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 da. Trebuie să vezi. Sunt mai multe surse, să spui exact. Întrebări. Foarte mult nu prea aș pun întrebări în ziua de azi. Asta. Eu, da, iau totul eu lucrez gata, într-o sală și, sincer, rămân uimit cum vin puștii la mine și întreb, frate, dar ai un smartphone? Da. Ai net? Da. Și de ce nu intri? Da, nu știu unde să citesc. Cum să nu știi unde, frate? Scrie pe Google doar cuvintele de bază care te interesează și Google-ul o să... Câteva taguri dacă scrie. Exact. Dar vezi, unde nu-i cheful ăla și interesul. Da. Legea jurnalismului, știi, să cauți în mai mult de 3 surse, să nu te bazezi doar pe singură sursă. Că toți suntem aici, crezi că mai ușor să evoluezi azi datorită informațiilor pe care le ai la tot pasul, comparativ cu perioada în care te-ai apucat tu și... Într-o oarecare măsură, adică, cum să mă exprim, e inutil să ai o tonă de informații la dispoziție dacă nu ești dispus să pui în practică, corect? Exact. Poți să ai, Doamne, o grămadă de informații la îndemână. Oameni care să te ajute cu orice fel de informații când ai nevoie, oameni cu experiență, dar dacă tu personal nu ești dispus să pui în practică, pentru că să ajungi, nu știu, la un anumit nivel de grăsime corporală, la un anumit nivel de masă musculară, e nevoie de ceva disciplină și de destul de mult efort. Deci dacă nu ești dispus să-l faci, informația e useless. Da, te întreb de ce, că deși avem atât de multe informații, parcă omul tinde să se grăbească în ziua de azi, nu prea mai are răbdare să acumuleze o informație sau să citească o chestie până la capăt sau să se uite la ceva până la capăt, e totul așa pe grabă, știi? Da, absolut. Și deși avem multe informații, parcă nu mai are răbdare omul în timp. În schimb, în perioada ta, deși era foarte puțin informații, ei, ăia care chiar erau pasionați de chestia asta, chiar căutau puțină informații. Eu chiar eram pe diferite forumuri, pe Get Fit, pe Top Culturism. Și acolo... Da, îți căutai într-un fel sau altul informații. Da, încercam să îmbunătățesc din orice punct de vedere. Azi nu mai văd chestia asta. Păi da, că înainte căutai tu informația, acum oarecum informația te zăpăcește pe tine, da, știi? Creează mai multă confuzie. Da. Da. Că toți suntem în partea asta de începători, de început și tot așa. Ce sfaturi ai da unui tânăr care vrea să se apuce de sală? Măi, în primul rând, să fii consistent cu ceea ce faci și să facă chestia asta din propria inițiativă, adică să nu urmezi tiparele astea care le vede pe Instagram, uite ăla are six pack, are femeie, are asta, are asta, nu e la mindset-ul. Trebuie să faci chestia asta pentru că îți place pur și simplu și pentru că îți dorești să arăți altfel, să te simți altfel, să ai un stil de viață diferit. Eu consider că ăsta e cel mai bun mod de a aborda. Să o faci pentru tine, da. Și evident, după aia să te informezi și să-ți dai silința pentru că nicio chestie
Da, nimeni nu se învață, nu se naște învățat. Exact. Zi-mi, că sunt foarte multe suplimente în ziua de azi pe Instagram și pe orice site ai intra, găsești reclame și reclame. Zi-mi, care crezi că ar trebui să spre ce ar trebui să-și îndrepte atenția un individ pentru a avea rezultate? Pe antrenament, pe alimentație, pe suplimente? În primul și în primul rând pe alimentație. Ăsta e factorul principal. Deci eu cred că m-am bătut pasul pe loc vreo 2 ani jumătate până ce am înțeles pe bune importanța alimentației și am cheltuit inutil o grămadă de bani pe produse. Nu știu, dau un exemplu cum era Nitrix-ul de la BSN. Un vasodilatator. Da. Eu mă uitam la advertising-ul lor, îl vedeam pe Ronnie Coleman. Venile alea și eram gen, bă frate, trebuie să-mi iau Nitrix-ul ăla. O să am și eu veni, așa, o să fiu o bestie. Și nu s-a întâmplat niciodată, am încercat și Animal Pump și tot felul de prostii din astea care aveau hype-ul ăla în spate. Nu s-a întâmplat nimic. Deci alimentația pe primul loc, cel puțin un 3-4 săptămâni de acomodare cu un regim specific, să vezi în ce direcție o ia corpul tău, cum reacționează la macronutrienți, la aportul caloric care l-ai, și să încerci să faci chestia asta cât mai identică zi de zi, timp de 3-4 săptămâni. După care o să ai o să fii în stare să estimezi mult mai corect aportul caloric de care ai nevoie, cum să-ți împarți macronutrienții și abia apoi să te gândești cum să structurezi un antrenament. Deci dacă ar fi să vorbim așa de un procentaj, cât la sută contează antrenamentul și cât la sută contează alimentația? Eu aș spune un 90% alimentația. E greu să dai un procentaj pentru că da. Depinde, și antrenamentul e foarte important. Dar important în măsura, cum să zic eu, să înțelegi ceea ce faci, să înțelegi ceea ce creează hipertrofii, factorii aia, tensiunea mecanică, stresul metabolic și dauna musculară, astea sunt cei trei factori. Un antrenament corect, eu consider că trebuie să dea atenție fiecărui concept din ăsta în parte. Eu tot timpul, eu așa am structurat antrenamentul meu, de exemplu. Am înțeles. Și deci funcționează trebuie, ok. Trebuie să urmărești niște... Iar apoi ultimul să fie suplimentația. Și pentru un începător, ceva de bază, un multivitaminic, multiminerali, o proteină din zer și, nu știu, o glutamină, un BCA acolo. Nu-i ceva un must, să zicem. O bază sau un strict necesar. O bază, da. Zi-mi, crezi că odihna joacă un rol important în obținerea rezultatelor și dacă absolut. Da, zi-mi și de ce? Absolut. Uite, Doamne, eu de multe ori am omis chestia asta și să-ți explic mai specific cum. Am fost genul de persoană care tot continua să antreneze, frate. Deci aveam chiar și 7 zile on la început de off-season. Acum, după ce am terminat pregătirea, am făcut split-ul ăla AM-PM, mă antrenam atât dimineața cât și seara. Și am avut vreo 2-3 săptămâni unde nu aveam niciun rest day. Și am resimțit maxim, dar eram atât de entuziasmat de schimbările care le fac și de cât de rapid cresc în forță, cât de rapid iau volum, încât nu mă puteam opri. Și nu ți-a dăunat oarecum pregătirea? Am resimțit la nivel de articulații, la nivel de... Iar ca să-ți explic și partea în pregătirii, atunci dorm foarte puțin și din cauza foamei, pentru că ți-i foame, e foarte greu să adormi atunci când te culci flămând. Da, ești într-o stare puțin psihic dangerous. Da, plus că e nivelul ăla de... Pe final de pregătire mai ai... Nu știu, eu folosesc foarte puțin stimulante, efedrină sau chestii de genul, dar când le folosești ai organismul destul de stimulat și e greu să adormi. Iar chestia asta se resimte maxim, ești atât de...
Deci în unele dimineți pur și simplu mi era greu să urc scările la sală. Pur și simplu eram epuizat. Iar din condiția asta e de ajuns să ai două zile în care te odihnești ca lumea și să spunem unul sau două cheat-meal-uri ca să-ți aduci corpul puțin în balanța pozitivă pe cât privește aportul de calorii și o să te simți extraordinar. Deci e din nedescris cât de rapid poate să fie schimbarea asta. Și cheat-meal-urile astea când crezi că ar fi ok? În perioada în care ești oarecum... în care nu te antrenezi, de pauză sau în zilele de antrenament sau înainte cu zilele de picioare sau grupele astea mai grele? Cheat meal-urile, sincer, n-ar trebui, nu sunt tocmai utili, nu cred că este o poziție foarte clară în care să consideri util un cheat meal, pentru că niciodată nu o să... Chestia asta cu boost-ul metabolic și așa mai departe, asta e mai mult bro science, e bullshit în opinia mea. Locul unde te ajută un cheat meal e mai mult la psihic, înțelegi? Deci dacă te antrenezi hardcore și respecti totul timp de 6 zile și un cheat meal în ziua a 7-a te ajută pe tine să te menții linear și on point cu tot ceea ce faci, atunci e super ok, dar o să-ți dea un avantaj din punct de vedere al metabolismului, bla bla bla, sub nicio formă. Deci adică, mai mult hrană pentru psihic. Mai mult pentru psihic, da, pentru că eu am avut și o pregătire cu Chiera unde n-am făcut niciun cheat meal, timp de 15 sau 16 săptămâni. Și a fost, era devastant, frate. Deci așteptam ziua de hype card ca... Mamă, sărbătoarele. Ca pe Moș Crăciun. Da. Era absurd. Și... deci cu siguranță te ajută să stai on track, un cheat meal. Am înțeles. Am tot vorbit de multe chestii până acum, de câteva reguli și chestii. Vreau să te întreb, tu ai ținut cont de aceste reguli când te-ai apucat de sală sau au fost pe parcurs, ai... ciugulit din stânga în dreapta informații și apoi le-ai... Da, pe parcurs. La început, în primul rând, nu aveam absolut nicio dietă. Dar, în schimb, am fost destul de informat încât din prima zi, absolut din prima zi, când am intrat într-o sală de culturism, eu mi-am luat un izolat proteic. Erau acolo pe teșghea. A fost un Izoway de la Pro Nutrition și o să fac rost de ambalajul ăla și o să-l păstrez, cred că, pe viață. Da, nu cred că mai există. Era un ambalaj mai diferit față de cel de azi. Da. Da, nu mai există momentan. Deci aia a fost. Eu eram informat destul pe capitolul ăsta, deci nu am fost genul care a intrat în sală și, nu știu, să iau proteine, am auzit că îmi dăunează. Nu, frate, eram absolut sigur de... beneficiile care mi le oferă un izolat proteic și am mers all the way. Nici n-am ezitat. Întreb pentru că în ziua de azi foarte mulți vor să plece așa cu întreg bagajul, știi? Adică gândesc, bă, dacă nu știu asta, de ce să mi-a la sală, că oricum nu știu chestiile astea, nu știu ce să faci. Da. Dar chestiile astea le acumulezi oricum pe parcurs, în timp ce ai o problemă, cauți o chestie, o afli, după aia vezi ce... știi? Asta mi se... Da, exact așa am făcut și eu. Pe măsură ce trecea timpul și progresam, mă loveam de... Exact. De noi platouri, de noi blocaje. Sunt multe chestii... Sunt multe chestii pe care chiar dacă le citești și le știi, nu le înțelegi decât în urma unei experiențe. Oarecum trebuie să ai puțin experiență în sală, exact, ca să-ți dai seama într-adevăr ce voia să zică chestia aia pentru... Exact. Experiența e, adică teoria e una, exact, și practica e alta. De asta recomand tuturor ascultătorilor acestui podcast, când își aleg un personal trainer, să fii sigur că e unul care are experiență în domeniul ăsta, nu doar bla 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 și o facultate sau mai știu eu ce. Pentru că contează foarte puțin în domeniul ăsta. Da, vezi tu că în ziua de azi mulți preferă să-și cumpere un program de pe net, tot felul de publicități, adică să-și
plătească un personal trainer. Da. E și greu din punct de vedere financiar, dar știi cum se spune, dacă te plângi de cât te costă un profesionist, n-ai idee cât o să te costă un idiot. Exact. Și pe lângă asta, mi se pare că atât timp cât plătești o sumă de bani care oarecum e destul de mare, asta ar trebui să te oblige pe tine să prinzi ceva din chestia aia. Da, exact. Adică exact. Plătești câteva milioane, dar oarecum rămâi cu o informație pe tot restul vieții, dacă nu vrei să treci ca, știi, prin lobodă. Da, și informații pe care persoana respectivă le-a căpătat în ani de zile, nu exact, exact. Deci e priceless, sincer. Sunt ani de zile acolo de experiență într-un pachet de câteva milioane. Exact. Zi-mi când a fost switch-ul ăsta al tău de la un lifestyle la bodybuilding. Cred, băi, după ce am terminat școala, am muncit vreo 4 ani de zile în Italia ca bucătar, asta e meseria mea. Și evident, fiind programul ăla destul de haotic, nu reușeam să am în totalitate control pe situație, exact. După ce am revenit în țară, acum 3 ani, și am luat serios în gând chestia cu concuratul, pentru că îmi doream de mult timp, am început să fac ușor tranziția la 4-5 mese, cardio și așa mai departe. Dar o dura ceva timp. Și chiar și în ziua de azi tot mai fac îmbunătățiri. E mereu loc de îmbunătățiri, deci. Îți dai seama întotdeauna. Să ai o rutină mai ok, să te trezești mai dimineață, să fii mai productiv. Păi cum ziceam, și odată cu experiența îți vin și unele chestii noi care îți sară în ajutor. Absolut. La ce vârstă ai participat prima oară? Și cum a fost experiența? Ai, a fost jarnic. Băi, deci am participat acum 3 ani. Era primul concurs, deci să-ți explic cum a fost, am o mică povestioare aici. Normal trebuia să mergem la un concurs, eu și colegul meu de muncă. Vorbisem noi, hai să mergem la un concurs, ne pregătim în vara asta și mergem la un concurs să vedem cum e, să vedem care e treaba. Un assessment, știi? Și era un concurs regional, am uitat cum se numea, undeva pe la Târgu Neamț, ceva de genul. După care am aflat că trebuie să ne legitimăm la un club. Și a venit tipul de la clubul respectiv, se uită la noi și face: a, dar știți că nu aveți voie să veniți dacă folosiți una alta, tralala. Noi eram deja în pregătire de vreo 8 săptămâni și am zis că, bă, singurul concurs la care mai putem merge e Pro Nutrition Grand Prix. Hai să mergem acolo. Am continuat pregătirea. Da, v-a înscris la club, nu? Nu, pentru că erau, riscam niște amenzi destul de mari. Și vorbisem chiar cu câteva personaje din care au concurat în federație și așa mai departe. Și au fost chiar domnișoare de la bikini care au luat vreo 2-3 amenzi de 4.000-4.500 de lei fiecare, deci cu siguranță nu voiam chestia asta. Da, tu ziceai de înscrisul ăsta la fel de federații sau cluburi, nu? Da, club. Sunt și concursuri, pentru că uite, aici în Anglia nu ai nevoie să faci parte dintr-un club. Da, în România încă suntem la nivelul FRCF cu toate aberațiile lor și așa mai departe. Dar să înțeleg că Pro Nutrition nu ai nevoie de... E un concurs privat. Am înțeles. A organizat ei și asta e cea mai bună metodă. N-are nicio logică să mergi la un concurs de culturism testat sau chestii de genul. Eu consider asta o porcărie. Da. Așa, ultimele săptămâni, deci mi-am făcut toată pregătirea singur și ultimele săptămâni am colaborat cu Chiara, care mi-a dus un protocol super ok, Marius, de încărcare, descărcare. Da, Marius. Și am reușit oarecum, am concurat la 90, cu toate că aveam 83 de kilograme și am avut o formă de care pur și simplu mi-era rușine, că așa anul ăsta la fel la Pro Nutrition am gafat-o maxim. Și cam asta e. Ideea e că
nefiind atât de motivat, având în vedere că era un concurs la care mergeam pur și simplu să văd cum e, am avut momente în care am mai clacat cu dieta și așa mai departe, și toate chestiile astea mi-au venit în minte și m-au bătut practic înainte de concurs, deci cu câteva, să zicem, cu o zi înainte, când am început să văd pe toată lumea acolo și mai ales înainte să urc pe scenă, mi-au venit în minte toate chestiile nasoale care le făcusem în pregătire. Da, ăla și zice, uite bă, ăsta parcă nu a mâncat doi burgeri și o șaură. Și mi-era, da, și mi-era atât din nașpa, înțelegi, îmi răsuna într-una în cap, bă, dar dacă nu făceam chestia asta, dacă puteam să dau mai mult, puteam să fac mai bine. Și așa, de acolo practic mi-a plecat motivația să concurez din nou și să o fac exact așa cum trebuie făcut. Să înțeleg că prietenul tău a abandonat. Nu, a concurat și el până la urmă, dar la mens fizic. Am înțeles. Și, nu știu, la fel, nu s-a lăsat nici el în primii 10. Bă, oricum, experiența te ajută oricum pentru următorul să-ți faci. Crezi că zona asta de bodybuilding și culturism este pentru toată lumea? Mă refer aici la stricteția cu care abordezi alimentația și acest stil de viață. Nu, chiar e pentru destul de puțină lume. Sincer, eu cunosc puține persoane care sunt stare să aibă genul ăsta de rutină, să o respecte și să o facă cu plăcere. Pentru că dacă o faci simțindu-te constrâns că trebuie să arăți așa, că, nu știu, altfel te faci de rușine pe social sau în fața prietenilor sau așa mai departe, e absurd. Da, și plus, și cunosc personajul de genul ăsta, deci plus că dacă trebuie moment, să o faci... La un moment dat ai să cazi dacă o faci forțat așa. Da, absolut, absolut. Și o să fie aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil, să mai revii având în vedere circumstanțele. Deci, oarecum este o diferență între un lifestyle și un bodybuilding? Mă refer aici, gen, pentru că, de ce zic, mulți tineri se uită pe social media, văd fel de fel de influencer, văd fel de fel de personaje și oarecum le iau ca model, dar neștiind că oamenii aia pe care ei iau ca model au, cum ar veni, o alimentație pusă la punct, au oarecum un țel pe care îl urmăresc și chestia asta poate să-i țină focusați pe ceea ce fac, da. În schimb, un individ normal merge de 4-5 ori la sală, mănâncă de la mama de acasă sau ce-și face el, adică e cu totul diferit chestia asta și de asta te-am întrebat că pentru toată lumea, pentru că ar trebui să nu mai existe confuzia asta între un lifestyle și un bodybuilding. Da, asta ține de cel care îi privește. Dacă tu ești destul de smart să înțelegi că persoanele respective îi se învârte totul în jurul profesiei lui, dacă putem să numim așa, sau stilul lui ăsta de a aborda chestiile, mesele, cardio, antrenamente și așa mai departe. Dacă stilul tău de viață se învârte în jurul altei activități, o să fie super greu să menții genul ăsta de rutină. Exact. Înțelegi? Apropo de asta, cum reușești să gestionezi perioada de pregătire? În perioada de pregătire depind extraordinar de mult de prietena mea, pentru că altfel ar fi imposibil. Să ai două ședințe de cardio, unul sau două antrenamente, 6 mese, să mai și lucrezi, imposibil. Să mai și editez vloguri, mai și filmez, mai... Cel puțin în vara asta am avut... A fost super, super busy. E super greu să ții ritmul. De ce ai nevoie oarecum de cineva? 100%. Eu, o pregătire de concurs cap coadă fără cineva care să stea după tine, e imposibilă. Da, plus că... Nu cunosc pe nimeni și nu cred că e cineva capabil să fac chestia asta. Poate ori fi capabil, dar e mult mai ușor să ai pe cineva lângă voi. Pentru că atunci când vrei să dai puțin greș, așa să ieși din chestia... Ai fi prea obosit între a găti, a merge la sală sau... Doar să ai totul foarte aproape, și sala, și casa, și marketul, și așa mai departe. Da, exact. Și ar trebui să fie o persoană chiar super on point. Deși sunt foarte rari. Da. Zi-mi, scumpă, viața asta de bodybuilder, mă refer atât pe plan financiar, cât și fizic.
extraordinar de scumpă, din păcate, dar nu neapărat pentru că mâncăm noi mult, ci pentru sistemul ăsta infect din România, din păcate. O fi scumpă și în alte părți, dar comparativ cu România e extraordinar de greu. Adică, nu știu, mi se pare aproape imposibil să concurezi în România dacă nu ai alt fel de venit în afară de un simplu job, să zic așa. Cel puțin unde locuiesc eu, în Piatra Neamț, nu știu, media salariilor e undeva la 1500, maxim 2000 de lei și eu depășesc lejer 2000 de lei doar pe alimentație. Da, știu și eu tot din zona Moldovei, din Bacău și oricum Moldova se cam duce în cap așa. E foarte trist. Da, na. Niște prețuri colosale. Prețurile sunt la fel ca în afară, salariile sunt... Da, absolut. Inexistente, aproape. Și fizic? Crezi că o să te coste chestia asta cu bodybuilding-ul? Cu siguranță. Eu consider că orice fel de viciu din ăsta l-ai, o să te duc mai mult sau mai puțin spre declin. Asta depinde cât de, cum să zic eu... Cât de crazy cât ești bine, în perioada vii. Cât de bine te aperi tu din alte direcții. De exemplu, suplimentații, controle medicale, cardio și așa mai departe. Și evident, o dietă cât mai curată tot timpul anului. Ăsta e un alt motiv pentru care recomand o dietă curată, ca să reduci wear and tear-ul ăla, să zic așa. Da. Zi-mi, dacă tu crezi că poți face performanță fără anabolizante? Performanță? Absolut nu. Deci tot ce vedem pe Instagram, pe scenă și pe astea, da, oarecum sunt în zona aia. Absolut. Până e atât de absurd. Ai spart mitul, știi că acum toți o să facă, vai, cum? Păi eu credeam că ăla e așa. Ei, nu, știi că e toată chestia asta cu au genetic, când au genetică, da, până, da, geneticul te ajută până la un punct, dar după aia de acolo orice genetică ai avea, ai nevoie absolut, de ceva în plus. Absolut. Acum, evident, o să fii fel și fel de personaje, să-mi îl dicteze pe Mitrache, cu o concurent natural și așa mai departe. Da. Asta e... altă poveste, una e să concurezi și alta e să concurezi la un nivel înalt și să ai succes, ceea ce exact. Nu se poate natural. Exact. Deci, în al doilea și rând, una e să concurezi natural for life, alta e să concurezi după ce ai folosit anabolizante o perioadă destul de mare de timp. N-are nicio... Exact. Da, nu intrăm în discuția asta pentru că oarecum adepți or să fie adepți și critici or să fie critici, așa că n-are rost. Da. Eu am fost tot timpul open pe subiectul ăsta, nu. Da, nu am doar probleme. Zic, te-am întrebat pentru că știi și tu cum sunt tineri din ziua de azi, vor să ajungă la niște rezultate și dacă cineva apare pe Instagram sau într-un clip sau ceva și zice că nu folosești, toată lumea e de bun, știi, dar fără să aibă o bază sau un detaliu în spate sau că citești niște analize și mamă, toate sunt bune, dar de fapt nimeni nu știe ce analize sale și... Da, sau când îți făcute. Exact. Deci ar trebui să fii puțin suspicios un individ. Ar trebui să fii nu neapărat suspicios, realist, frate. Pentru că dacă tu ai o dietă cât de cât ok și progresul tău e absolut mediocru, nu înseamnă că ești tu praf din punct de vedere genetic. Exact. Înțelegi? Dacă cât de cât dieta ta e ok, antrenamentul e ok, clar, sunt alți factori care trebuie să luați în considerare când tu îl vezi pe Cutărescu sau oricare că progresează mult mai mult sau progresează mult mai mult decât tine. Genetic înseamnă în aceleași condiții un maxim 3-4 kg în plus, maxim. Nu înseamnă că eu am 100 de kilograme și tu ai 80. Exact. E o diferență între plus minus 5 kg. Da. Și evident inserții și forma, da. o talie mai mică, niște umeri mai lați, inserții foarte bune la coapse care să-ți dea forma aia de X atunci când faci o amforă sau ceva de genul. Ăla e genetic, în opinia mea. Că am vorbit de chestia asta cu că ai nevoie de niște chestii.
Ce ar trebui să ai în vedere înainte să treci la un astfel de stil de viață? În primul rând să ai o motivație clară, adică să ai un motiv valid pentru care faci asta. Fie că, nu știu, îți câștigi pâinea din chestia asta. Altfel, să o faci pur și simplu în mod, în scop recreațional, mi se pare un pic... Chiar o să am o întrebare pe chestia asta și chiar o să vreau. Mi se pare un pic exagerat, sincer. Am. Dar dacă ar fi să iei câteva măsuri, să fii sigur că, în primul rând, ai atins un anumit nivel de dezvoltare musculară și ai experiența necesară atât cât privește nutriția, cât și antrenamentul. Să poți să fii capabil să exploatezi la maxim sporitorii ăștia de performanță. Deci ca idee, în prima fază trebuie oarecum să fii foarte stăpân pe alimentație și pe antrenament. Da, da. Pentru că dacă, să o luăm la bani mărunți, pe scurt așa, dacă tu nu ești capabil să progresezi natural, de ce ai fi capabil să progresezi cu anabolizante? Uite, să știi cum mă gândesc, când am intrat eu pentru prima oară în sală, n-aveam nicio treabă, eram puștan 14 ani, erau acolo indivizi destul de mari, dar era printre ei și un gură cască de ăsta, un slăbănog, care toți zicea că bagă și se plângea. Știu că mă duceam în vestiar să mă schimb și tot îl auzeam că vorbea cu alții și spunea, bă, am luat aia și bă, parcă nimic. Și ăla altul îi spunea, bă, da, vezi că e prea mult și ei. Și ăla zice, da, bă, dar uite că e mult, dar parcă nu o să schimbă nimic. Și era destul de slab și mă gândeam atunci, bă, despre ce vorbesc ăștia? Și uite, asta e chiar un exemplu foarte bun, că dacă alimentația ți-e praf și antrenamentul ți-e praf, poți să bași tu. Da, nu se întâmplă nimic, evident. Trebuie să ai stimulul necesar ca corpul tău să vrea să se adapteze. Altfel, dacă folosești aceleași greutăți, dacă nu ai un surplus caloric, nu neapărat foarte mare, dar cu siguranță dacă ești în deficit, nu ai cum să crești, adică nu ai cum să construiești o casă lund din cărămizi, fără să le pui. Exact. Nu are nicio logică. Și acum că suntem la acest subiect, și anume anabolizantele, ne poți spune dacă folosești? Absolut. Super open pe tema asta. Da, și eu să am un... Și consider că lumea ar trebui să fie mai open. Da, da. Pe tema asta, ca să dăm o idee mai... un punct de vedere mai amplu. Înțelegi? Să nu fii un atât de tabu. Păi venim oarecum dintr-o zonă comunistă așa și sunt foarte multe lucruri care sunt prost înțelese, cu toate că nu sunt chiar așa. Într-adevăr. Și astea cred că o să ne ia foarte mult timp. Da, 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 da. Sunt oarecum o mentalitate încuiată. Exact. Uite, și că tot vorbeam adineoarea despre chestia asta cu amatorii, ce este și nu, ca și consumator de anabolizante, ce sfat ai da celor ce au de gând să trec dintr-o tabără în alta? Și dacă ești de acord cu administrarea steroizilor de către persoane care nu au de gând să participe? Cum am spus și mai înainte, în scop recreațional mi se pare useless. Adică, în primul rând... Care e scopul? Nu ai avea tu un scop precis. Când ai un scop precis, băi frate, vreau să fac un photoshoot sau vreau să devin model sau vreau să fac asta, vreau să câștig bani din strip, să fiu stripper sau nu știu, orice nebunie posibilă care poate să-ți aducă ție un venit. Și când mă refer la un venit, nu mă refer la 200-300 euro pe lună, mă refer la mii, adică o chestie care să te întrețină. Și să te întrețină în același timp super cheltuielile care o să le ai cu sportul ăsta. Și aici vorbim de alimentație, antrenament, suplimentații, analize. Asta e o chestie foarte importantă. Eu fac analize la 3 săptămâni, de exemplu. Și în situația asta sunt capabil tot timpul să știu în ce fel mă afectează orice schimbare la dietă. Dacă adaug mai multe grăsimi, dacă adaug mai mult cardio și așa mai departe, văd HDL-ul, LDL-ul, raportul dintre ele, colesterolul total, trigliceridii, ficat în general, eu nu folosesc orale în off-season, deci e mereu on point. Dar principalul meu sfat ar fi analizele și o stăpânire cât mai bună a dietei și antrenamentului.
și a rutinei în general. Să fii capabil să faci pe o perioadă destul de lungă aceleași chestii repetitiv și să le faci cu aceeași dăruire și aceeași pasiune. Crezi că ar fi de ajutor să-ți faci analizele înainte de a începe un ciclu? Adică ar putea schimba chestia asta cu ceva? E un must. Ca să știi valorile de la care ai plecat. Baseline-ul corpului tău. Am înțeles. Și apoi să-ți dai seama în ce fel te afectează un anumit compus. Să vezi diferența. Da. Da. Și să știi, dacă nu știi punctul de plecare, e foarte greu să te întorci înapoi. Da, n-ai de unde. E întuneric. Zi-mi, ce riscuri prezintă aceste substanțe? Aici mă refer pe termen lung, pentru că am văzut de-a lungul anilor foarte mulți bodybuilder de top, Mr. Olympia, care oarecum au sfârșit la o vârstă foarte, foarte tânără. Da, dar țin să menționez din nou că ăla e un nivel unde abuzul e la un nivel absurd față de ce o să folosească un individ care vrea să concureze la un nivel regional sau chiar național prin Europa sau, și așa mai departe. Sau nu neapărat de ce o să folosească, cât ar trebui să folosească. Cum? Zic, nu e neapărat de ce o să folosească, ci mai mult de cât ar trebui să folosească. Adică la Mr. Olympia acolo sunt, cred că, saci băgați în... Da, cu siguranță. Și în același timp, nu doar anabolizantele în sine, ci ideea de a menține pe o perioadă atât de lungă, atât de multe kilograme. Adică dacă tu ai 1,75 m și ai 120 de kg on a daily și cari excesul ăla de kilograme după tine și mănânci atâta mâncare zilnic, atâta carne în primul rând, nu o să fii healthy sub nicio formă. Iar ca și riscuri, dacă nu reușești să ții o dietă cât mai curată, să menții colesterolul într-un raport cât mai bun, inevitabil o să ducă la boli cardiovasculare în, nu știu, în 5, 10, 15 ani. Asta depinde, evident, cât de tare lungim noi perioadele astea, cât de bine abordăm cardio și așa mai departe. Deci, cu cât mai multe măsuri de precauții sunt luate, cu atât minimizăm daunele respective. Dar există o sumedenie de alte activități, între ghilimele, pe care oamenii le fac și au parte de mult mai multe daune decât pot cauza anabolizantele. Fiecare joc vine cu rana lui. Exact. Zi-mi dacă ai observat la tine schimbări, poate negative, dacă le putem numi așa, în timpul ciclului de anabolizante. Gen, sunt ele doar mituri sau poți identifica câteva? Băi, majoritatea sunt absolut exagerate. Deci asta 100%. Cel mai vizibil la mine e retenția de apă, care se vede și după fața asta care o am. Și în al doilea rând, pilozitatea excesivă. Scuză-mă, și de la burger și gogoși. Da, absolut. E un mix din care dă naștere efectului ăsta, din moon face, care îl numim noi. Și cam asta e. Ca și una dintre chestiile cele mai frustrante, să zic așa. Ce anume? Pentru că ești păr în exces. Am înțeles. Dar ca și, nu știu, sănătate, ca și analizii, ceva diferit? Inevitabil o să ai... Exact, o să fie, dar gen foarte drastice, așa. Drastice aș putea spune doar pe final de pregătire de concurs, unde ai... nu știu, inhibitori de aromatază precum letrozolul, care îți crașează pur și simplu lipidele. Deci te pune într-o poziție super nașpa pe cât privește colesterolul, trigliceridul și așa mai departe. Dar având în vedere că îl folosești ultimele 10 zile înainte de concurs, nu o să creezi ceva irreversibil, îți dai seama. Am înțeles. Dar
dacă ar fi să aleg o perioadă din an care e cea mai taxantă pentru corp din punctul ăsta de vedere, e finalul unei pregătiri de concurs. Ultimele săptămâni. Iar eu, sincer, mi-am făcut analize chiar și cu două zile înainte de concurs și n-au fost nici pe departe atât de absurde pe cât le-aș fi crezut eu. Deci a fost chiar ok. Da, asta e bine, știi, să exagerezi tu și realitatea. Da, 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 da. Eu mă așteptam să fii awful, în schimb a fost chiar ok. Am înțeles. Crezi că... Considerând și că ești deshidratat și deprivat de odihnă, de alimentația care ar trebui să o ai, ești într-un deficit constant de câteva luni. Da, e o perioadă nu tocmai roz. Asta e și o chestie genetică, sincer. Să punem în evidență și chestia asta, pentru că sunt oameni care au anumite side effect-uri la un compus și eu nu am absolut nimic. Și așa mai departe. De exemplu, referitor la tren, mitologicul tren, multă lume suferă de insomnie, adică eu n-am suferit niciodată. Insomnie e pur și simplu de la foame. Dacă am un cheat meal sau mănânc o masă mai copioasă înainte să adorm, dorm fără probleme, nu am niciun fel de... Ca ursul. Da, exact, ursul. Zim, dacă crezi că poți duce chestia asta în extrem, vreau să zic cât de ușor poți intri într-un cer de ăsta vicios în care vrei să bagi mai mult decât ți-ar trebui. Ca să te faci mai mare, bineînțeles, că asta e oarecum o chestie care... Da, e destul de ușor, având în vedere că cine decide să folosească anabolizante are oarecum, eu consider că are o personalitate destul de addictiv, adică e destul de ușor să intri în genul ăsta de... Da. Cum să zic eu, pentru odată ce ajungi să folosească anabolizante, o să fii tentat, oarecum predispus să-și abuzeze genul ăsta de substanțe, dar dacă îți faci analize, o să vezi imediat schimbări negative dacă urci exagerat cu anumite chestii, iar, nu știu, să-ți dau un exemplu cu o substanță simplă, testosteronul, nu o să vezi, dacă îți dublezi dozajul, nu o să vezi dublul rezultatelor, chiar o să fii absolut la fel, doar o să ai mai multă retenție de apă, o să-ți iesă estradiolul la analizii absurd de mare și cu asta o grămadă de efecte negative pe lângă. Odată cu retenția de apă, probabil tensiune, dacă nu ții sub control chestia asta și mai. Să înțeleg că o cantitate mai mare nu înseamnă și rezultate. Nu, absolut nu. Îți monitorizezi într-un fel sau altul caloriile arse pe zi? Arse, nu neapărat. Am un smartwatch, dar mi se pare atât de, nu știu, obsolet ca și nu mi se pare o chestie precisă. Ca să monitorizezi consumul cuiva, ar trebui să știi extraordinar de multe date despre el. Da, majoritatea cazurilor smartwatch-urile astea ți le ia după, îți calculează după bătaia inimii, după pași, da. După, sunt câteva, am avut și înainte unul care... Nu prea am calculat ok, acum mi-am luat altul la Fitbit și oarecum să zic eu că îmi estimează cât de cât corect. Da, un Fitbit am și eu, un Fitbit Blaze. Da, e o Versa și îmi calculează destul de ok. Am avut unul înainte și deși îmi puneam în perioada de antrenament să-mi monitorizezi bătăile inimii și astea, nu mi calculea bătăile inimii și automat mă scădea la... Știi, la sfârșitul zilei, la caloriile arse. Da. Și diferența, deci aveam atunci 2200 pe zi arse, acum am 4300-4400 pe zi arse, deci e aproape dublu. Da, aproape dublu. Eu îl folosesc mai mult ca să-mi temporizez pauzele între serii, pentru că fac asta tot timpul. 60-90, cât? Da, asta e. Și la genuflexiuni câteodată ajung la 2 minute. 2 minute jumătate. Pauzele între exerciții, între serii. Între serii, da. Între serii. Am înțeles. De exemplu, dacă am un set gigant, cum mai fac la presă, unde în prima parte a exercițiului ne interesează partea mecanică, adică o greutate cât mai mare, și apoi avem variații de contracții,
după ce termin un set gigant din ăsta, o să am 3-4 minute de pauză. Și apoi repet procesul. Am înțeles. După părerea ta, ar trebui să arăte diferit un plan alimentar al unui individ natural față de un individ care consumă steroizi? Și dacă da, care sunt diferențele sau ce e diferit? Într-o oarecare măsură l-aș ține aproape la fel, dar aș opta pentru un aport mai mare de grăsime în cazul individului natural. Pentru că, după cum știm, testosteronul vine sintetizat din colesterol, deci avem nevoie de un aport mai mare de grăsime, în special grăsime saturate. Am înțeles. Iar, oricum, cine folosește anabolizante din punct de vedere fizic o să fie mai predispus să partiționeze nutrienții aia într-un mod mai eficient. Adică ăsta e și scopul principal pentru care folosim anabolizante. Contrar ceea ce crede lumea, că te umfli sau așa mai departe. Da, fel de fel. Deci o să avem un aport de proteină lejer crescut, dar nu în exces. Ca și grame, așa, pe kilogram, cam câte? Grame, eu aș spune 2 grame jumătate sunt arhi suficiente. Asta în perioada de bulking? Da, în perioada de cut o să avem chiar și 3 grame. Am înțeles. De proteină pe kilogram de corp. Carbohidrații îi ciclizăm și grăsimile în funcție de nivelul nostru de energie. Dacă avem, nu știu, o zi cu un antrenament destul de hard, dar o zi în care în mod normal era menită să fie o zi low carb, o să folosim puțin ulei de cocos, care e o grăsime super ok, bogat în MCT, medium chain triglycerides, care e o sursă de grăsime pe care corpul nostru o preferă. O preferă, nu știu dacă e corect spus. Da, 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 o ia ca și în primul fază favorită. Favorită, da, da, da. Mai am o întrebare aici, deoarecum am discutat despre ea. Ca și amator, merită să consumi steroizi atunci când alimentația ți-e haotică? Categoric, nu? Categoric, cea mai mare prostie. Adică, e o mare prostie să crezi că anabolizantele îți vor acoperi golurile alea. Deci, nicio șansă, frate. Nicio. Dacă folosești anabolizante cu ideea că îți vei acoperi flow cu A, fără O. Deci da. Nu o să se întâmple chestia asta. În primul rând, să fii atent să nu ai sau să ai cât mai puține goluri în rutina ta și după aia să te gândești anabolizant, dar consider că asta e ruta care vrei să o iei. Până la anabolizante este un drum foarte lung, adică da. Trebuie să spui foarte multe chestii în ordine. Absolut. Adică toți suntem aici. De unde crezi că a venit preconcepția că atunci când cineva alege să consume anabolizante, asta îl scutește de efort și de alte chestii pe care le face în mod normal? Și când zic asta, mă refer la persoanele care cred că rezultatele apar datorită steroizilor, știi? Ca și cum antrenamentele, alimentația nu contează. Uite, ăsta e unul din motivele pentru care foarte multă lume nu-i open pe tema asta pe cât privește social media. Adică cine ar vrea ca orice idiot să vină pe canalul lui și să scrie: a, da, uite-le anabolizat, normal că e așa de mare. Băi, exact. Nu vrea nimeni să-i vină obscurată munca și efortul depus, de fel și fel de proști, pentru simplu fapt că admite folosirea anabolizantelor. Adică rezultatele astea vin în urma unei alimentații, unei munci, nu e ca și cum iei și gata. În general, cine folosește replica asta sau scuza asta, încearcă pur și simplu să-și acoperi incapabilitatea lui și frustrările lui de a avea rezultate. Deci el trebuie să... E natura umană, înțelegi? Dacă nu ești capabil, inevitabil mintea ta o să găsească o scuză să nu te facă să te simți chiar... Înțelegi? Știi ce zic? Sunt anumite mecanisme pe care le are și creierul ăsta. Te-am întrebat asta pentru că am văzut prin comentarii la tine un tip sau doi care la fiecare clip aproape prezent să-și... Da, da, da. Păi, dacă nu au nimic mai bun de făcut. Da, la muncă. Să fii mai productiv. Și pe aici văd
percepțiile astea, știi, că să uite unul la altul, să... dar nu e ca la noi în țară, mi se pare că românul oarecum e puțin... Da, e destul de ciudos și destul de invidios, din păcate predomină mentalitatea asta. Da, eu îl numesc sindromul românului. Să vrea foarte mult dezbinarea neamului românesc, de când comunismul și așa mai departe, din păcate. Da, și sărăcia oarecum își face prezent, da. Ajută foarte mult la chestia asta. Anul ăsta te-ai întors acasă cu un loc 6. Mulțumit de cum a decurs pregătirea, crezi că ai fost destul de definit? Cu siguranță era loc de mai bine, dar indiferent cât de definit eram, nu am prezentat genul ăla de pachet pe scenă. N-am reușit, nu a decurs încărcarea, descărcarea cum trebuie și nu, absolut n-am fost mulțumit, deci mi-era rușine să urc pe scenă, sincer. Eu am văzut și n-ai fost rău, adică într-adevăr se putea mai bine, dar de rușine sau de astea nu există. Asta e ideea, că cine mă vede pe scenă nu știe și cum eram cu o zi înainte sau și mai departe și nu vreau să par asta o scuză, dar te distrugi psihic când vezi cum fizicul tău ia o întorsătură total diferită în doar câteva ori. Da. Și nu ai second chance aici, știi? Nu e ca și cum auzi, mai încerc o dată mâine. Da, ridici mâna, ai când am mers prima oară, poate dau de-a doua. Da. Știu că foarte mulți, adică este în rândul culturiștilor, există chestia asta că mai degrabă ar fi urcat a doua zi, știi? După ziua de concurs. Da, da. Absolut. Păi, în primul rând e cortizolul, care e hormonul specific stresului în corpul uman. Și în momentul în care se reglează, pentru că evident ai trecut ți-a trecut anxietatea că trebuie să urci pe scenă, ești relaxat, poate chiar ai mâncat o masă, clasicul cheat de după concurs, ești super relaxat și ai toate șansele să te trezești a doua zi într-o condiție mult mai bună. Deci eu personal am băgat și în vlog chiar partea asta, că eu ar trebui să concurez a doua zi. Ai folosit alte metode ca anul trecut sau ca și încărcare? Da, am folosit două chestii diferite. În pregătirea pentru Semtex de anul trecut, unde m-am plasat pe locul 2, am colaborat cu Kera, am făcut carb cycling, iar anul ăsta am colaborat o parte din pregătire cu Alfred și o parte m-a ajutat Florin Berbecar. Și au fost două abordări total diferite, dar niciuna nu a lucrat cu fizicul meu cum ar fi trebuit, deci nu știu ce. Ori, nu, absurd, a fost absurd. Și nici o chestie care a fost un factor atât de important și m-a dat peste cap total, a fost odihna. Pentru că n-am reușit în noaptea înainte de concurs să dorm aproape deloc. Am dormit 3 ore înainte de Pro Deschamps Grand Prix și vreo 4 ore înainte de Semtex. Ceea ce oricine a participat vreodată la un concurs știe că atunci când dormi rău, te trezești cu retenție de apă și arăți ca dracu. Și asta s-a și întâmplat. Ei, da, până la urmă ești un începător în chestia asta, adică ai câțiva ani, așa că da, uite, da. Mă uitam la Emil, care mai apare pe vlogurile lui Marius. Are 16-17 ani și abia după 17 ani a reușit să câștigi un titlu. Deci... Da. Păi uite, vezi, o persoană care nu e comună cu sportul ăsta l-ar critica la modul: uite-l frate, i-au trebuit 17 ani, băi, ăsta e sportul, așa au loc chestiile în sportul ăsta. Deci eu îl respect maxim pe mine și da, mi se pare senzațional cum a reușit el fine-tuning-ul ăsta, pentru că e vorba de un fine-tuning, să găsești exact echilibru și cu cât îmbătrânești, cu cât, pentru că au trecut atâția ani exact în cadrul lui, corpul reacționează diferit, deci e și mai complicat să găsești. Păi, tocmai de asta și trebuie atâția ani, pentru că trebuie să găsești, să fii foarte aproape de perfecțiune, că așa ar urca tot și ar putea câștiga, ar vedea din an în an alții și alții, cum ar fi. Eu cred că cea mai bună metodă ar fi să
să-ți alegi o perioadă unde ai la rând vreo 3-4 concursuri. Ca să... Cam la o lună diferență fiecare, sau 3 săptămâni. Poți să încerci mai acolo multe, ai putea să schimbi extraordinar de mult. Ca să poți să încerci mai multe, zic. Da, da. Să vezi exact cum să abordezi chestia asta, să ai cel mai bun feedback de la corpul tău. Da, și asta e o idee. Te-ai gândit pentru 9 ani cu cine ai să colaborezi sau? Deci am dat un mail sincer unui preparator destul de cunoscut român. Doar că mi-a cerut o sumă destul de mare pentru finanțele mele, dar aici era inclus și off-season-ul, deci foarte probabil o să fac off-season-ul singur și dacă când o să încep pregătirea o să mă ajut el cu siguranță. Român? Nu. Mai era un tip Marius, dacă nu mă înșel, destul din vârstă, care e plecat prin America, are și copil și nevastă, nu mai știu cum îl cheam exact. Are și un site. Dar tipul de care vorbesc eu e cu siguranță top notch în sectorul ăsta și am toată încrederea că o să iasă blană pregătirea cu el. Deci să zic, succese, să vedem deci, nou. 100% o să folosesc între ghilimele formula asta, pentru că singur nu ai nevoie tot timpul de un ochi din afară, cum să zic eu, ca să eviți, de exemplu, odată te vezi cam plat, exact, ai fi tentat să faci un cheat meal, odată te vezi cam apos, ai fi tentat să faci vreo 3-4 zile de low carb și poate nu-i cazul. De mult critica te tragi în jos. E mult mai ok să ai două perechi de ochi, zic așa. Și plus că, cum vorbeam adineară, știi, și experiența care îți vine la pachet în ajutorul ăsta și înveți. Aici vorbim de o persoană care a lucrat cu sute de atleți și a scos diferiți profesioniști. Chiar și anul ăsta. Printre români chiar. Deci super, super bine. Cum arată valorile tale în perioada asta de off-season? Eu momentan sunt la undeva la 4300 de calorii. Am și zile unde sunt lejer sub 4000, un 3900. Și am 50, maxim 60 de grame de grăsimi, 600 de carbo și proteina oscilez între 300 și 350 grame. Astea în fiecare zi ciclizezi ceva? În fiecare zi, da. În fiecare zi. Nu am în off days, nu am un aport mai scăzut, poate doar 200-300 de calorii, nu foarte mult. Dar o să urmez o perioadă de reset. Imediat ce momentan o să fac o mini vacanță în Italia de vreo 4-5 zile, după care mă întorc și îmi dau un reset. Să vedem cum... Ce constă resetul ăsta? O să fac una sau două săptămâni unde o să am alimentația proprii keto, foarte low carb. Am înțeles. Undeva la 100-150 grame de carb pe zi, să resensibilizăm puțin corpul. Am înțeles. Pentru că când ai un surplus caloric și în același timp un aport foarte mare de carbohidrați pe o perioadă lungă de timp, inevitabil o să începi să devii mai rezistent la insulină, adică o să ai nevoie de cantități mai mari de insulină secretate de corpul tău pentru a prelucra aceeași cantitate de carbohidrați, ceea ce o să ducă la acumulări de grăsime. Și overall o să minimizeze progresele. Nu-i chestia care o vrei tu. Odată ce îți crești body fat-ul, de începi să devii rezistent la insulină, progresele tale o să încetinească și surplusul caloric o să meargă în direcția acumulării de grăsimi în loc de acumulării de mușchi. Și nu-i ceea ce vrem. Și în același timp, odată cu rezistența asta la insulină, mai sunt și, o să fie afectată și leptina, care e hormonul care ne controlează nou apetitul. Deci, când
îți lipsește apetitul să mănânci 4.000 de calorii pe zi, e un chin. Deci da. nu-i realistic așa ceva. B-aș forțat. Dar nu se merită, o să te simți rău. Cel mai bine e să faci un mini cut, un reset. E cea mai bună opțiune. Am înțeles. Acum că tot am vorbit puțin din noi de cineva care știm, o să-ți dai tu seama, zi-mi care e părerea ta despre veganism și de acel documentar de Netflix. Man, documentarul eu l-am luat, chiar l-am puricat un pic și majoritatea informațiilor de acolo sunt expuse în așa manieră încât lumea să favorizeze veganismul. În special cine e dezinformat o să ia și cine nu e dispus să controleze două sau trei sau chiar mai multe surse de informații o să ia chestiile alea ca și bune. Uite, chiar îți recomand să intri pe YouTube și voi, vă recomand și vouă, căutați Alex Stoian și o să vedeți că au făcut Da, el a făcut un breakdown. Da, și aveți acolo să vedeți cum au tras informațiile în fel de fel de studii, cum era chestia cu gladiatorii, că de fapt nu era vorba ce mănânc, că gladiatorii mâncau vegan, ci era vorba de anumite teritorii de pe pământ și spuneau ce mănâncă fiecare în zonele lor, deci e foarte... E pus exact cum lucrează media tot timpul, așează lucrurile în favoarea lor și cum vor ei să arate o anumită situație, înțelegi? Asta se întâmplă zilnic. De asta, ăsta e motivul pentru care nu am cablu, nu mă uit la televizor. Da. Și așa mai departe. Și ce părere ai despre veganism? Adică crezi că e de ajutor sau nu e de ajutor? Sau cum să zic eu? Crezi că ar trebui să-l urmezi lumea doar pentru că e expus în... Măi, ca și dacă vorbim de bodybuilding, cum am zis mai înainte, Marius face chestia asta și în opinia mea a obținut o formă beton. Da, adică felicitări lui, dar nu ai de unde să știi ce face în spatele camerei. Da, și asta e adevărat. Eu sincer îl cred că e 100% vegan. Nu am dubii pe tema asta. Îmi place switch-ul care l-a făcut de la a folosi anabolizante la un stil de viață mai sănătos și mai conștient de daunele care le poți avea folosind anabolizante. Deci aici îmi place. Dar, cum să zic eu, nu ar putea, de exemplu, să concureze la nivelul la care concura înainte. Da. Înțelegi? Să zici, da. Pe cât privește bodybuilding-ul, nu-i... E o bună abordare, dar cu siguranță nu e optimă. Deci nu ai, având în vedere că majoritatea proteinei vegane e foarte carentă în leucină, care, după cum știm, e aminoacidul principal, e triggerul pentru sinteza proteică. Deci o alimentație cu un conținut scăzut de leucină nu o să fie tocmai eficientă din punct de vedere al hipertrofiei musculare. Dar o să fie mai sănătoasă, asta cu siguranță. Dar crezi... Eu personal aș limita consumul de carne, pentru că cel puțin, având în vedere că România e fix o țară unde vin testate fel și fel de chestii, adică suntem aproape laborator. Cum să zic eu, gaura de gunoi a Europei. Și îți garantez că super multe produse din Lidl și fel și fel de produse care vin importate de coloși din astea de pe piață sunt diferite în România față de Germania, Italia și așa mai departe. Da. Eu personal am văzut diferențe în anumite produse din Italia, de la Lidl-ul din Italia față de Lidl-ul din România. Ceea ce e destul de trist. Da, din păcate. Eu, dacă n-aș face sportul ăsta, aș avea o alimentație mai mult, cu un conținut mult mai scăzut de carne. Aș consuma mai mult pește, sincer, ador somonul, ador fructele de mare. Dar, din nou, în România vii pus în situația în care trebuie să faci niște sacrificii enorme financiare ca să-ți permiți genul ăsta de alimentații. Deci, din nou, sănătatea ta depinde de situația financiară, ceea ce e trist.
la fel cum ține și, nu știu, spitalizare și așa mai departe, alte chestii triste în România. Da. E o opțiune pentru român, dar încă sunt foarte scumpe proteinele vegane, încă suntem la început. Nu crezi că e puțin extremist? Adică eu tind mai mult să cred că ar fi mai ok să ai o alimentație echilibrată, gen, într-adevăr. Da, absolut, absolut. Eu mă refeream doar la ce m-ai întrebat tu, dacă cum consider o chestia asta, dar echilibru e principal. Eu aș avea oricum una sau două mese pe zi de proteină animală, o masă de pește și restul caloriilor mele să vină oarecum din fel și fel de surse, linte, înăut. Eu ador chestiile astea, chiar dacă nu sunt vegan, le adaug prin mesele mele, fasole roșii și așa mai departe. Exact, să ai o alimentație echilibrată, asta mi se pare că te ajută și pe tine, poți să fii, știi, să alegi. Să te simți mai bine, să nu ai tot timpul pofte. Asta. Și în același timp să ai un spectru de micronutrienți cât mai larg, nu doar macro, să ne gândim și la micro, pentru că nu toată lumea are, cum am în spate, un sertar plin cu toate națiile de suplimente și așa mai departe, care să-mi acopere golurile, știi? Exact. Te-am întrebat asta pentru că mi se pare că mulți o să cadă în chestia asta și eu, părerea mea, cred că ar trebui, atunci când îți alegi un stil de viață, ar trebui să fie un stil de viață pe care trebuie să te simți tu confortabil când îl urmezi, știi? Da. Nu să fie ceva stresant pentru tine. Da, da. Absolut. E chestia că o devenit aproape ca o religie, deci oamenii se laudă cu chestia asta, fix să-l bag în ochi, așa, frate, vezi că eu sunt vegan, numai nu te ghiontești. Cu burgerul lui din soia, știi? Da, îs puțin agresivi, unii. E ca și cum cineva ca mine s-ar duce la fiecare și zică, bă, frate, vezi, eu iau anabolizante. Uite, ia, încearcă și tu. Sau eu mănânc normal, eu mănânc și carne și ouă mănânc. Da, nu, n-am nimic cu nimeni, adică fiecare își alege stilul lui de viață, doar că, indiferent din ce tabără ai fi, mi se pare foarte de lipsă de bun simț atunci când baci cuiva ceva pe gât, da, știi? Da, absolut. Și mai ales în cazul în care ceea ce faci tu se bazează pe foarte puțin citit și mult mai mult... Păi cred că ea-s alea-s victimele, de fapt. Mers drept înainte după... Exact. Ăsta e care cad fix drept în plasa changerilor. Am observat în postările tale că îți măsori regulat glicemia. Ai putea să ne explici de ce este important? Da. Păi, o măsură regulat pentru că am, după cum am spus, aportul mare de carbohidrat și surplusul ăsta de calorii poate să ducă la o desensibilizare a corpului nostru pe cât privește insulina. Deci o să avem, corpul nostru o să fie nevoit să secrete o cantitate de insulină mai mare pentru același consum de carbohidrat, ceea ce o să ne facă să ne îngrășăm. În același timp, cum să zic eu, când corpul nostru nu mai reacționează la fel de eficient la insulină, când nu mai este la fel de sensibil și stăm cu glicemia mărită o perioadă mai lungă de timp, riscăm să aducem fel și fel de daun în corpul nostru, chiar să devenim diabetici. Deci eu sunt foarte atent la chestia asta, pentru că e destul de multă lume care, uite, eu am măsurat random câteva persoane și nu a ieșit chiar ok. Nu a fost chiar ok rezultatul, chiar nu știu, dimineața pe stomacul gol avea 110-120, ceea ce nu e pont. În cazul în care eu am 80-85 și mănânc 600 grame de carbă. Dar presupun că și sursele din care îți iei carbohidrații contează foarte mult, nu? Absolut. Contează și asta, nu? Dar dacă te trezești și ai glicemia peste 120, e cazul să faci câteva schimbări la alimentație.
la alimentația ta și la stilul tău de viață în general, pentru că nu e ok. Ideea ar fi, cum să zic eu, de ce și diabetul ăsta se consideră o boală incurabilă? Sau noi avem în pancreas două tipuri de celule, celulii alfa și celulii beta, într-o proporție de cam 30-70%, 30 fiind alfa, 70% fiind beta, în mare așa. Celulele alfa secretă glucagon, care ne reglează nouă glicemia, de exemplu când dormim, e mecanismul nostru anti-hipoglicemiei, gen să nu devii hipoglicemic atunci când dormi sau, Doamne ferește, scazi în comă. Iar celulele beta sunt responsabile de producerea de insulină. În momentul în care corpul nostru stă într-o stare de hiperglicemie pentru foarte mult timp, celulele astea beta încep să moară și nu mai revin la viață. Deci, odată ce au murit, rămâi cu un număr mai scăzut de celulele beta. Când cineva care nu e atent la chestiile astea, nu face sport, nu e conștient de nivelul de zahăr care l-are în sânge, descoperă chestia asta, e mult prea târziu. El foarte probabil, când începi să ai simptomele alea, ca și cum ai fi bolnav de diabet sau, înțelegi ce vreau să zic, e mult prea târziu și mai mult de jumătate din celulele beta sunt moarte și nu mai ai ce să mai faci. Nu știu dacă o alimentație vegană sau un fasting de foarte mult timp, de ordinul zilelor, am mai văzut chestiile astea pe net, ar putea readuce la viață celulele beta, dar pe cât privește medicina actuală, nu avem niciun fel de leac pentru chestia asta. Și rețeta keto e folosită pentru unele boli și pentru chestia asta ar fi de ajutor. Da, dar e destul de nerealistic pentru foarte multă lume să țină genul ăsta de dietă. Adică eu văd pe Instagram 99 de rețete keto care încearcă să imite rețete high carb, nu știu, fac pancake din făină de cocos, da, și așa mai departe. Și îți dai seama cât e de greu pentru persoanele astea să stea departe de carbohidrați. Am înțeles, da. Zi-mi dacă în perioada de administrare trebuie crescut procentajul de grăsimi și din câte am citit, un procentaj ridicat de grăsimi ar ajuta oricum la sinteza steroizilor, nu? Și... Nu neapărat. Principalmente în momentul în care începem să folosim anabolizante și corpul nostru sesizează asta, nu o să mai producă testosteron endogen, adică testosteronul nostru, având în vedere că injectăm ceva din exterior. Odată cu oprirea asta, și sistemul prin care sintetizăm noi testosteron, adică din colesterol, o să fie oprit. Iar un aport exagerat sau prea mare de grăsime ar face total contrariu, deci parte din colesterolul care tu l-ai folosit în mod normal să sintetizezi testosteron o să rămână în sistem și nu o să fie deloc friendly atunci când o să-ți faci analizele. Deci chiar având în vedere că folosești anabolizant, îți permiți un aport mult mai scăzut din grăsimi fără să te duci în cap, gen să te simți crashat total, să fii demotivat sau să nu mai ai libido sau așa mai departe. Okay. Evident, când ești pe final de pregătire, nu o să mai știi nici de libido, da, nici nimic. Toată atenția din creierul tău o să fie spre mâncare, deci tu vrei pur și simplu mâncare, nu te interesează nici femeile, nici bani, nici nimic. Tu vrei doar mâncare, ești un animal, practic. Zi-mi dacă sunt importante sesiunile de cardio în timpul ciclului de anabolizante și dacă da, de ce? Da, absolut. Eu fac cardio cu o bună consistență de chiar 2 ani de zile. Asta a fost o chestie foarte grea de adăugat în rutină. Uram cardio. Deci eram genul de persoană care se urca pe bandă și avea 20 de minute de cardio de făcut și mă apucam după un pic, eram, am 20 de minute, adică de 4 ori 5 minute,
sau de 8 ori de 2 minute jumate și tu mă păcăleam așa că un prost, deci, doamne, ferește, sigur că multă lume face chestia asta. Până ce am reușit să o fac să devină un obicei și pur și simplu când ajungeam la sală, dacă trebuia să fac un pic de ordine, să curăț ceva pe acolo, după aia mă urcam pe bandă și era pur și simplu recreere totală, dar mă simțeam atât de fresh și făceam 45 de minute, mă uitam la un tutorial sau vreun vlog, un episod din vreun serial și îmi trecea timpul imediat. Și chestia asta a influențat foarte mult, în primul rând, capacitatea mea cardiovasculară, adică am trecut de la a mă simți winded, gen dizzy, după serii de genoflexiuni, la a face un set gigant și să mă simt încă super ok, deci capacitatea cardiovasculară crescută extraordinar de mult. Analize mult mai bune, pentru că, după cum știm, cardio afectează și LDL-ul și HDL-ul. Și overall îți dai altfel tonul zilei respective, faci cardio pe stomacul gol, ai terminat cardio, faci un duș rece, ești mult mai fresh, mult mai pregătit. Nu, chiar dacă te trezești buimac sau nu știu, pe mine foarte rar mă doare capul, cred că mă doare capul de 2-3 ori pe an, sincer. Dar dacă se întâmplă să mă trezesc așa tăhui vreodată, mă duc și fac cardio, după jumătate de oră de cardio, un duș rece și sunt fresh, ca un nou născut. Dar chestia asta, adică, e vreo diferență pentru un individ natural și un individ care consumă steroizi sesiunea asta de cardio? Băi, pentru individul care consumă, e un must. Deci eu, dacă nu faci cardio, e o mare dilemă. Pentru un natural, de asemenea, e ok. E ok să ai o inimă într-o stare de sănătate bună, capabilă de efort. La modul, cu cât ai, nu știu, un resting heart rate mai scăzut, cu atât ești într-o condiție cardiovasculară mai bună. De asemenea, dacă ești în off-season, cardio o să-ți permite să mănânci mai mult. O să te facă, din nou, mai sensibil la insulină, la fel și ridicatul greutăților. Astea sunt două chestii care se completează una pe alta. Și o să fie mai ușor să, de exemplu, nu știu, faci un cheat meal, i-a ieșit un pic din dietă, îi de ajuns să faci 2-3 sesiuni de cardio și totul revine la normal, metabolismul tău merge rampant, pur și simplu. Da, să nu ne culcăm pe urechi că mâncăm nasol și mergem să facem cardio. Da, nu. Eu când zic că mâncăm nasol, la mine e 6-5 mese normali și una de cheat, sau chiar dacă am, de exemplu, să zicem un vlog unde fac un calorie challenge, mănânc 10.000 calorii, eu înainte de vlogul ăla fac câteva zile de descărcare, cardio, îți apropii de îndepleții când încep challenge-ul respectiv. Mai multe chestii de luat în considerare, folosesc niște suplimente care se numesc GDA, adică Glucose Disposal Agents, agenți de depozitare a glucozei, cum e berberina, cum e acidul alfa-lipoic, cromul și așa mai departe, care mă ajută să partiționez nutrienții respectiv, folosesc enzime digestive. Câteodată mai fac cardio în timpul meselor, evident, între mese, că ar fi absurd să mănânci 2500 de calorii și să mai faci și cardio. Da. Deci nu-i pur și simplu mă trezesc și merg să mănânc 10.000 de calorii. Da, adică teoretic la sfârșitul săptămânii ești tot prin zona aia de total de calorii, ca și cum ai fi Da. Am înțeles. Dar ce fel de cardio faci? Înclinat? Alergat? Îți dai seama, eu momentan am 109 kg pe stomacul. Nu cred că poți să alergi. N-ar fi optim. De alergat poți să alergi. Da, nu. Dar nu o să-ți mulțumească genunchii tăi și încheieturile în general. Deci faci... Pun banda pe înclinații 10 și viteză 5. Da. Și dau un 30-40 minute. Asta zilnic? Zilnic, da. Am înțeles. Zilnic în perioada de bulking sau de cutting sau nu contează? În cut am tot timpul cardio, iar în bulk, dacă am zile unde am două antrenamente pe zi, nu o să fac cardio în ziua respectivă, o să fac antrenament, gen, încep
cu primul antrenament dimineața în loc de cardio și după aia al doilea antrenament undeva la 6-7 ori diferență. Am înțeles, am înțeles. Azi, pe duminică, de exemplu, o să fac un cheat meal, nu am, n-am avut cardio, mă odihnesc pentru că am făcut picioare vineri și-s distrus, abia pot să merg. Deci no cardio for me. Azi ne odihnim. Zi-mi, în cazul administrării de anabolizante pe cale orală, crezi că ar ajuta sau este necesară administrarea probioticilor în același timp? Da, eu consider probioticile necesare nu neapărat dacă folosești steroizi orali. Pentru că avem foarte multă mâncare care e, nu știu, injectată cu antibiotici, cu fel și fel de chestii și nu neapărat flora noastră din cea mai bună condiții. Condiții, să spun așa, da. Eu folosesc probiotici, cred că de vreo 2 ani. Și în același timp mai am și prebiotici, gen varză murată sau fel și fel de chestii care au rolul de a hrăni microorganismele astea. Prebioticul ar fi, practic, hrana pentru probiotici. Un ajutor. Un ajutor, da. Iar ca să atingem și această controversă, care ar avea un minim de efect negativ? Cele cu administrare orală sau cele injectabile? Asta e un topic mai ciudat. Mai cu siguranță oralele o să aibă un impact negativ mai rapid. Pentru că au nevoie să treacă prin ficat, au procesul ăla de alfa-alchelare care îi face active pe cale orală și evident o să pun ficatul la puțin stres, dar nu cum cred lumea, absolut. Deci eu am făcut analize cu 2 zile înainte de concurs, când foloseam Halotest, l-am folosit 10 zile înainte de concurs, care și practic cel mai toxic steroid oral ever și toată lumea se ferește și e atât de demonizat și am avut analize mai bune decât ale unui prieten care nici măcar nu folosește anabolizante, dar a avut o săptămână mai departe, așa să zic. Deci am rămas mască pe românește de ce analize avea el și ce analize aveam eu, având în vedere condiția în care eram și timpul înainte de concurs, deci cu 2 zile înainte de concurs ai o grămadă de chestii în tine și considerând halotestul ăsta, situația ar fi trebuit să fie super, super aiurea și nu a fost deloc așa. Și le comparăm, le-am comparat cu analizele unei persoane care nu folosește anabolizante, deci pur și simplu omul băuse. Ce vorbim aici? Da, lăsați alcool. Acum, nu să înțeleagă greșit, nu zic că oricine, dacă folosește chestia asta, o să aibă parte de aceleași rezultate și același gen de analize. Poate unul, dacă ia halotest 3 zile, face ciroză. Nu știu. Doamne ferește. Dar, Doamne ferește, da. Dar cel puțin asta a fost experiența mea și cam cum am zis întotdeauna despre media și despre genul ăsta de site-uri care au ca scop să ne informeze, exagerează extraordinar de mult, fie pentru click-uri, fie pentru view-uri, nu știu, dar... Sau urmăresc să-și vândă unele produse prin cu care au parteneriat și fel de... Exact. Pentru chestia asta e de ajuns să folosești NAC, N-acetilcisteină, LIV-52, TUDCA, de asemenea, mai am colin și inositol care le folosesc pentru ficat și tot timpul am ieșit cu analizele ok. Bun. Aș vrea să mai știu care sunt planurile tale pentru noul an. Dacă vrei să mai crești în volum, ori să-ți îmbunătățești grupele deficitarii, gen ai anumite așteptări? Bă, momentan lucrez ostentativ la coapsi, deci vreau să am coapsii la un alt nivel. Am progresat super bine de la Semtex încoace, chiar am postat ceva poze. Greutățile au urcat foarte mult la genuflexiuni. Ultima dată, asta fiind acum 3 zile, am făcut 2x8 cu 180 la geno. Și știi că eu le fac deep,
chiar trec cu mult de paralel, ceea ce mă pun într-o poziție destul de nefavorabilă. Neconfortabil. Da, da, e greu să ai să ai explozii din punctul ăla, sincer. Așa, o să-mi aleg vreo 2-3 concursuri la care o să concurez. Sper din tot sufletul să reușesc să colaborez cu persoana de care ți-am spus. Și asta, dacă o să mai facem un podcast, o să discutăm și despre asta mai pe larg și o să spunem și mie. Despre feedback. Dar zi-mi, tu ești acum legitimat la un club, nu? Nu, absolut. Nu? Nu vreau... Deci oarecum ești limitat în concursuri. Da, o să fie concursuri private, ori Semtex, Pro Nutrition, am văzut cum mai este Wings of Strength, de asemenea Wings of Strength, am văzut cum mai organizat o chestie, un campionat regional în octombrie anul viitor, deci concursuri sunt. Ușor, ușor încep să apară și... Da, da, îmi place că ea având scena asta a bodybuilding-ului România. E super fain. Te-ai gândit pe când ai vrea să începi perioada de pregătire? Să vedem cum... acum abia au trecut 9 săptămâni de când, de după Semtex. Am făcut rebound-ul ăsta, o să urmez o perioadă mai de cruise, așa, și după aia din nou trecem hard în perioada asta de off-season și o să încerc să, acum având 109 kg, o să încerc să mă mențin în limita asta, dar să îmbunătățesc compoziția, adică să încerc să plec în pregătiri la un body fat sub 9%, așa ar fi ideal. Și evident să completez unele zone cum ar fi femoralul, coapsele, pieptul și așa mai departe. Apropo de asta, câte kilograme ai avut la finalul perioadei de bulking anul trecut, înainte de competiții? Am avut 105. 105 și la final? 105, dar cu o compoziție total diferită, adică sunt mai tras acum la 109 decât eram la 105 anul trecut, ceea ce mă face super fericit. Și pe scenă cât ai avut? La Pro Nutrition am avut 87. Și un, dacă nu mă înșel, bine, nu pe scenă, la cântare, da, după da, aia da, mai da, da, mai cântărești în taiba. Iar la Semtex am avut 88 cu 8, parcă. Ai fost bine. Da. Și vrei să treci la altă categorie sau ceva? Băi, n-o să mă mai gândesc absolut la categorie, deci asta a fost cea mai mare prostie și a fost ruina mea, pur și simplu. Deci de acum încolo îmi fac pregătirea. Câte kilograme am în ziua cântarului, aia e categoria la care merg să concurez. Nu mai fac prostii să încerc să ating o limită de greutate sau chestii de astea, pentru că nu ai cum să profiți de perioada de încărcare. Deci eu eram practic descărcat pe scenă. Băi, nici nu făcusem încălzire aia și nici măcar nu mă pompam. Era absurd, știi? Ca și cum te-ai simțit după 3-4 zile de low carb și tu încerci să te pompezi acolo și surgi pe scenă să arăți bine. Ain't gonna happen. Bun, păi cam asta a fost episodul de astăzi. Vili, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația. Succes pentru următorul an competitiv și sper să găsiți informații utile în acest episod. Iar până data viitoare, nu uitați de like, share și subscribe și spor la antrenamente. Pa!